Săptămâna Dumitrescu lucrează ca avocat la o firmă importantă din domeniu. Ce face angajata mea favorită? Prea bine. Șeful meu mă place. Până acum doar bănuiam asta, însă acum îmi e clar. Știu eu ce trebuie. Oh. Eu nu-l plac și vreau să am doar o relație profesională cu dânsul. Poate ieși mâine în oraș să mâncăm ceva? Mă plictiseam pe acasă și am zis să vin să-ți dau o mână de ajutor la zugrăvit. Mircea efectiv mă hărțuiește. E insuportabil. Crezi că sunt un bărbat atrăgător? Da, iubitule. Da, abia aștept să ne vedem. Auzi, vii tu la mine sau vin eu la tine? Am scăpat de Mircea. E convins că am vorbit cu iubitul la telefon. Și pentru a sărbători, anemona iese într-un club împreună cu prietena ei, Iulia. Iar aici... Laura. Poftim? Florin, îmi pare bine. Nu știu ce mi-a făcut fata asta, dar îmi place la nebunie. Cred că ar putea să fie iubirea vieții mele. Însă a doua zi, viața se hotărăște să le dea o lecție. Poliția! Polițistul mi-a zis că mă urmăresc de câteva luni și că au dovezi împotriva mea. Sunt droguri, mă! Nu, Florin n-a venit la întâlnire. Ce cu tine? Că nu arăți pe... Nu pot să cred. Sunt însărcinată. Am să fac închisoare 6 ani. N-am cum să-i cer să mă aștepte, n-am cum. Trec 6 ani și multe lucruri s-au schimbat. Da, iubitule. Ai aterizat deja? Am un soț care mă respectă și o fetiță pe care o iubesc enorm. I-am pus numele Florina, după tatăl ei biologic. Câteodată mă mai întreb ce s-a întâmplat cu el. Florin? Ce e cu tine aici? Dar alte lucruri au rămas exact la fel. Doamne, ce domnul Florin. Nu pot să cred că te-ai culcat cu Florin. Mă înșeală? Oare ce se va întâmpla cu cei doi îndrăgostiți? Câte zile de spitale să reveste? Vreau să dispară definitiv. Săracul, băiatul încă se zbătea când l-am îngropat. Ajutor! Și lucrează ca avocat la o importantă firmă din domeniu. Tânăra este la început de carieră și e ambițioasă să demonstreze de ce este capabilă. Alo? Da, șef. Da, uite, mi-am luat bilete la teatru și eram în drum spre spectacol acum. Da, eu aș vrea să te ajut, dar nu pot. Chiar mi-am luat de mult biletele astea și nu vreau să ratez spectacolul ăsta. Da, înțeleg că e o clientă importantă, dar înțelege-mă și tu pe mine. Mai am și eu nevoie din când în când de un pic de detașare. Da, bine, bine. Ok. Bine, o să mă ocup de ele în seara asta. Trimite-mi documentele pe mail. Ok. Bine, mâine la prima oră o să le ai. Bine, pa, mersi și ție, pa. Lucrez de dimineață până seara la firmă, sunt epuizată. Chiar aveam nevoie de o pauză, de puțină relaxare. Dar n-am putut să-l refuz pe șeful meu, pentru că de el depinde dacă o să avansez în carieră. Anemona se ține de promisiunea făcută șefului ei și lucrează de zor. Ea e hotărâtă să se achite de sarcină, însă prietena ei, Iulia, are alte planuri. Ce faci, mă? Nu ești gata? Pentru? Cum adică pentru? Pentru club? Aoleu, am și uitat. Nu-i nimic, hai, că te aștept. Dar fii atentă să nu dureze 2 ore. Iulia, ești o grijă. Nu pot să merg în club. De ce? Pentru că, nu vezi, mi-a dat șeful teme pentru acasă și trebuie să le termin până mâine. Poate ești tu că ai uitat. Da. N-am cum vrei să mă zboare din firmă. Și ce dacă te zboară? N-ai zis tu că ești cea mai tare avocată din București? Nu, no. O să se bată firmele pentru tine. No. Cea mai tare avocată? Nu o să se bată fată nimeni, că nu mi-a făcut încă un nume. Eu o să-ți faci. Da, pentru asta. Știi ce-ți trebuie? Curaj. Așa că pune mâna pe telefon, sună-l pe șeful tău și spune să te scutească. Nu pot. Ba, poți. Îl suni și spui, măi, eu am altă treabă în seara asta. Ies cu prietena mea la agățat.
Nu! Atunci ce sunt eu? Iulia! Cum îl cheamă? Mircea! Iulia! Ce părul aveai? Termină cu prostiile! A, uite, gata! Gata, dă-mi telefonul! Măi, se poartă cu tine ca cu o sclavă pe plantație! Hai! Lasă, dragă, că poți să te duci la agățat și singură! Nu mă mai duc! Nu pot să mă distrez așa singură! Uite, stau aici cu tine! Vai, sărăcuta de tine, mă scuz că ți-am stricat seara! Nu mi-ai stricat-o numai mie, ai stricat-o și lui Liviu! Care Liviu? Băiatul pe care l-ai fi cunoscut în seara asta, cu care ți-ai fi petrecut toată noaptea în club, pe care te-ai fi îndrăgostit, nebunește, și ți-ai fi petrecut și restul vieții cu el. Termină cu prostiile. Nu e o prostie. În viață, noi ne schimbăm tot destinul în funcție de alegerile pe care le facem. Iar tu ai ales acum munca în loc să-l alegi pe Liviu. Deci, în primul rând, că eu n-aș putea să fiu în viața mea cu un bărbat pe care îl cheamă Liviu. De ce tu? Pentru că sună bărbat gras și cu început de chelie. Bă, nu, mă, Liviu e așa un bărbat cult. Oh, o cămașă albă descheiată, așa. Nu, ăla-i Sabin. Și are așa pe gât un tatuaj cu un șarpe. Mamă, e așa de sexy. Eu aș putea să-mi pierd capul într-o secundă cu Sabin. Sabin. Atunci, hai să mergem să-l cunoaștem pe Sabin. Nu pot. Ai, mă, un pic, măcar două ore, na. Nu poți să dai cu piciorul la un bărbat pe care îl cheamă Sabin. Bine, mergem la două ore. Nici un minut în plus, auzi? Punem ceasul să sune? Da, chiar te rog, mă duc să mă îmbrac și nu pune ceasul. Fugi. Am reușit să o conving pe Anemona să ieșim în oraș. O să dansăm, o să ne distrăm, o să ne simțim bine. Nu stăm mult, așa vreo 3-4 ore. Niciun caz nu stăm până dimineață. Anemona a petrecut în club până dimineață. Din păcate, ea nu și-a întâlnit jumătatea și nici nu și-a respectat promisiunea făcută șefului ei. Oare cum va reacționa acesta? Bună! Bună! Ce face angajata mea favorită? Nu prea bine. Dar de ce? N-am dormit toată noptea. Dar de ce? Ai ceva iubit care nu te lasă să dormi, a? Aș vrea eu, dar n-am pe nimeni. Ce coincidență, nicio. Șeful, uite ce e. Care? Tu știi că sunt foarte supărată. În ce s-a întâmplat? N-am dormit toată noaptea. Aha. Am stat să termin documentele alea pentru... Ce documente? Pentru clienta din Brașov. Alea, zi. Aaa, da, uitasem. Ok, în fine, ideea e că am muncit la ele de... N-am mai putut, m-am străduit să le fac cât pot de bine. Am înțeles. Ești epuizată. Știu eu ce trebuie. Nu am nevoie de un masaj. Stai, oi, ce tensionată ești. Șeful. E mai bine așa, e? Șeful. Fac bine, ha? Nu-mi zici șef, nu-mi zici Mircea, te rog. Mircea, nu am documentele pentru clienta din Brașov. Pe cum nu le-ai? Ai zis că ai lucrat toată noaptea. Da, am lucrat toată noaptea. Așa, și? Le aveam gata, mă pregăteam să ți le trimit pe mail și... Nu s-a stricat laptopul. Da, s-a stricat, pur și simplu au dispărut. S-a închis și au dispărut. Dar nu le-ai salvat înainte? Ba da, doar că au dispărut, nu știu unde sunt. Pur și simplu, le-am căutat în toate folderele. Uite. Nu sunt. Nu știu ce s-a întâmplat, sunt foarte supărată. Se mai întâmplă, asta e. Sigur, nu te superi? Aș putea să mă supăr. Angajată mea favorită. Bine, dacă ar fi fost vorba de altcineva, o dădeam afară, dar... Îți promit că le am gata... Până la 12, da, 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 știu. Și eu. Da. Simți că ești în stare? Da. Ok. Angajată mea favorită. Șeful meu mă place. Până acum doar bănuiam asta, însă acum îmi e clar. Iar lucrul ăsta mă deranjează. Eu nu-l plac și vreau să am doar o relație profesională cu dânsul. Anemona și-a terminat munca la firmă și abia așteaptă să ajungă acasă. Însă șeful ei are alte planuri. Anemona, stai puțin. Te duc undeva cu mașina. Nu, sunt... stau aproape, nu știi că merg pe jos. Am înțeles. Și ceva planuri pe seara asta? Da, mă duc acasă, da. Mă bag în pat și dorm până mâine. Mâine? Mâine? Da. Dinse dimineață vin la birou.
Dacă ții tu neapărat de mâine e sâmbătă... Serios? Nici nu mi-am dat seama că e weekend. Ți-ai dat seama. Păi poate ieși mâine în oraș să mâncăm ceva, poate mergem la un film. Nu pot, trebuie să zugrăvesc. Să zugrăvești? Da. Da, am igrasie. Aha. Păi las-o pe altă dată. Nu pot, chiar am amânat de prea multe ori și nu se mai poate. Chiar aha, trebuie să zugrăvesc, îmi pare rău. Duminică? Duminică merg la bunici. Trebuie să le spăl, să le calc. Na, sunt bătrân, nu se mai descurcă, știi și tu cum e. Știu, știu. Păi, ne vedem la birou. Da. Pa. Pa. I-am spus numai minciul lui Mircea. N-am nici bunici și nici nu zugrăvesc. Vreau doar să mă lase în pace. N-am chef să încep o relație cu el. Mi se pare că e un bărbat plictisitor. Mă lasă rece. Anemona se bucură de weekend și lenevește prin casă. Tânăra nu are niciun plan, însă starea ei de relaxare se va schimba în curând. Bună! Deranjezi? Nu, dar ce e cu tine aici? Mă plictiseam pe acasă și am zis să vin să-ți dau o mână de ajutor la zugrăvit. La zugrăvit? Păi n-ai zis că zugrăvești astăzi, că e grasie, că alea. S-a amânat, m-au sunat muncitorii și mi-au zis că nu mai pot, că ne vedem săptămâna viitoare. Înțeles, dar de ce? M-a născut nevasta uneia dintre ei. Și tu ai crezut? Ei, am crezut. Nu i-am crezut, dar știi cum e, că găsești greu muncitori în ziua de azi. Nu e adevărat. Am eu niște băieți care lucrează repede și bine și ieftin. Vrei să-i sun? Nu, lasă, că deja le-am dat ăstora avans și n-are sens. Mare greșeală o să te amâne de acum. Da, să numai să-l drăznească, pe dar nu-i dau eu în judecată, nu știu avocat bun. Da, domnișoara avocat, dacă tot am venit până aici, n-ați dori să ieșim la masă? Știu un restaurant drăguț aici aproape. Nu pot, tocmai m-a sunat o prietenă așa. Și m-a rugat dacă pot să stau cu băiețelul ei, că trebuie să ducă până la spital, la cumnata, la cumnata ei. Dar ce a pățit cumnata? Nu am puțin nimic, a născut. A născut? Mhm. În aceeași zi cu soția zugrăvului. Ce coincidență, nu? După pe soția zugrăvului și cu cumnata sunt una și aceeași persoană. Nu. Da, bine. Mult mai bine așa. Da, mersi. Bine. Ne vedem luni. Ne vedem luni, da. Nu-mi place să mint, iar Mircea mă face să spun numai minciuni. Cred că s-a și prins că am inventat totul. Chiar nu înțelege că n-are nicio șansă să mă mai lase în pace. Anemona și Iulia au ieșit în oraș. Avocata i-a povestit prietenei ei despre insistențele lui Mircea. Oare ce sfat are Iulia pentru ea? Nu știu, fată, ce să mă mai fac cu ăsta. Jur, e îndrăgostit de mine până peste cap. Păi și nu ți-e clar? E numai vina ta. Cum e vina mea? Păi, cine de bune să fie așa irezistibilă? Ei, hai, fata, termină cu glumele. Eu chiar vorbesc serios, e chiar o situație neplăcută. Ce e neplăcut la faptul că te place un bărbat? Explică-mi și mie. Da, dar nu e orice bărbat, e șeful meu. Și dacă e șeful tău, te ești o șansă. Nu, eu nu vreau să amestec viața personală cu jocul. Nu mai fi așa rigidă, am văzut și o poză cu Mircea ăsta și e un băiat chiar drăguț. Ei, auzi, dacă îți place așa de mult, eu vă fac cunoștință, poate se înfiripă ceva. E deja mort după tine, nu mai am nicio șansă, despre ce mai vorbim? Nu, hai să vorbim serios, cum scap de el? Dă-ți demisia. E, dau demisia, nu, chiar mie chiar îmi place jobul meu. Sunt plătită bine, îmi place ce fac, nu. Atunci, găsește-ți un iubit și Mircea o să fie obligat să te lase în pace. Este frumos, ușor de zis, dar tu nu vezi cât de greu e să găsești pe cineva, că de o grămadă de timp mă chinui. Poate că ești prea pretențioasă. Da, cât de pretențioasă crezi că sunt? Eu am cerințe minime. Vreau și un bărbat să fie drăguț, să fie inteligent și să mă iubească. Lasă standardele astea un pic mai jos. Cât de jos să le mai las? Păi mulțumește deci tu cu un bărbat care nu e bou, nu e chiar prost și nu te urăște. Hai mă, azi mă face. Cred că ești un puțin cam prea pesimist. Eu și Anemona n-avem deloc noroc la bărbați. Nu înțeleg de ce. Suntem frumoase, suntem deștepte. E clar că problema nu e la noi. Asta e pentru tine. Mersi, dar... Nu e ziua ta astăzi? Nu, a fost acum câteva luni. Mircea efectiv mă hărțuiește. E insuportabil. Crezi că sunt un bărbat atrăgător? Da, iubitule.
Da, abia aștept să ne vedem. Am scăpat de Mircea, e convins că am vorbit cu iubitul la telefon. Laura? Poftim? Florin, îmi pare bine. Și mie îmi pare bine, dar nu sunt Laura. Nu știu ce mi-a făcut fata asta, dar îmi place la nebunie. Cred că ar putea să fie iubirea vieții mele. Poliția! Polițistul mi-a zis că mă urmăresc de câteva luni și că au dovezi împotriva mea. Sunt droguri, mă! Nu, Florin n-a venit la întâlnire. Anemona este o avocată superbă care lucrează pentru un șef pretențios. Nu pot să merg în club. De ce? Pentru că, nu vezi, mi-a dat șeful teme pentru acasă și trebuie să le termin până mâine. Ce face angajata mea favorită? Nu prea bine. Șeful meu mă place. Până acum doar bănuiam asta, însă acum îmi e clar. Eu ce trebuie? Eu nu-l plac și vreau să am doar o relație profesională cu dânsul. Păi poate ieși mâine în oraș să mâncăm ceva, poate mergem la un film. Nu pot, trebuie să zugrăvesc. Vreau doar să mă lase în pace. Mă plictiseam pe acasă și am zis să vin să-ți dau o mână de ajutor la zugrăvit. Anemona a ieșit în club cu prietena ei, însă, din păcate, ghinionul se ține lanț de ele. Niciuna nu a reușit să-și găsească iubit, iar Mircea continuă să-și asalteze angajata. Bună, Anemona! Bună, șeful! Nu, nu mai zi șeful, zi Mircea! Iartă-mă de fiecare dată, uite! Uite, am nevoie de dosarul ăsta mâine în instanță, te rog să te ocupi de el. Ok. Bine, hai că în câteva ore o să le ai. Bine, da. Era să uit. Asta e pentru tine. Mersi, dar... Îți place? Da, e foarte frumos, dar cu ce ocazie? Păi, nu e ziua ta astăzi? Nu, a fost acum câteva luni. Faci mișto de mine? Nu, serios, vrei să vezi buletinul? Nu-i nevoie, da? Să știi că pare destul de rău. De ce? Abia așteptam să-ți cânt la mulți ani. Rămâne pe anul viitor. Nu, păstrează-l. Un cadou din partea mea. Mulțumesc. Poate primesc o îmbrățișare? Știam că nu este ziua ei, dar am vrut să fac un cadou în speranța că se va apropia de mine mai mult. Dar se pare că nu vede în mine un potențial iubit, doar șef. Să știi că mă bucur foarte mult că lucrăm împreună. Și eu mă bucur. Dar și că ești foarte importantă pentru mine, pentru firma asta. Adică sper că înțelegi lucrul ăsta. Înțeleg, dar trebuie să mă întorc. Treabă. Okay. Apropo, crezi că sunt un bărbat atrăgător? Nu înțeleg întrebarea. Păi, te pare simplu, bine sau nu? Bine. Păi și atunci, tu de ce nu... Atunci eu de ce nu ce? Lasă, nu mai contează, spor acum. Lucrurile nu mai pot continua așa. Mircea efectiv mă hărțuiește. E insuportabil. Vreau să înțeleagă că nu mă interesează. Și cred că știu cum am să fac. Anemona și-a făcut un plan cum să-l facă pe șeful ei să o lase în pace. Oare va reuși în ceea ce își propune? Ne vedem mâine. Stai, Anemona. Vreau să-ți spun ceva foarte important. Ce? Ce vreau să spun? Nu-mi găsesc cuvintele, dar... Mai bine îți spun ce am pe suflet decât să... Alo? Da, iubitule. Da, abia aștept să ne vedem. Auzi, vii tu la mine sau vin eu la tine? Ok, atunci ia și un vin, te rog. Vine. Hai că abia aștept. Vine. Pa. Ce-i? Era iubitul tău? Da. Vedeam că ești singură. Da, am fost, dar weekendul ăsta l-am cunoscut pe Liviu. E un tip foarte mișto. Te cred, că altfel nu s-ar uita la el o tipă ca tine. Mersi pentru compliment. Și să îi spui lui Liviu că e un tip foarte norocos și că îl invidiez. O să-i spun. Auzi, stai că vrei să-mi spui ceva important, dar ai fost întrerupt de telefon. Nu contează, am uitat. Da.
Înseamnă că nu era de important. Da, nu era. Ne vedem mâine, papa. Am scăpat de Mircea. E convins că am vorbit cu iubitul la telefon. De fapt, am rugat-o pe Iulia să mă sune și doar m-am prefăcut că vorbesc cu iubitul. A mers. În aceeași noapte, Anemona și Iulia au ieșit iar în club. Cele două prietene speră ca până la urmă să-și găsească jumătatea. Da, Iulia. Da, stai că nu te aud. Zi mai tare că e muzica prea tare. Da, am ieșit un pic până afară că nu mai puteam de cald. Vin să dau șoturi, dar mai stau puțin că nu mai pot de cald. Bine, pa. Laura? Poftim? Florin, îmi pare bine. Și mie îmi pare bine, dar nu sunt Laura. Nu ești Laura. Mi-ar fi plăcut să fii Laura. De ce? Pară tipă mișto. Mersi, și tu pare un tip mișto. Dar ce treabă ai cu Laura? Am vorbit cu o tipă pe net, mi-am dat întâlnire, doar că nu știu cum arată. Și nu ți-a dat niciun indiciu? Ba da, mi-a zis că o să o recunosc dintr-o mie. Cam arogantă Laura asta. Da, pe chiar asta mi-a plăcut la ea. Să înțeleg că și de mine îți place. Maxim. Dar să știi că eu nu sunt arogant. Serios? Nu ești? Să știi că la cât de bine arăți ai putea fi. Ce texte super penibile ai. Da, știu, sunt groaznice. Îmi place, Florin. N-am cunoscut niciodată un tip care să mă facă să mă simt așa din prima. E exact ce-mi trebuia acum. Norocul tău că ești simpatic, altfel nu mai stăteam de vorbă. Și cine nu era arogantă? Mai minți și eu de când în când, te superi? Nu, deloc. Cred că ar trebui să ne sărutăm. Da, ești și tu pe eu. Da, e vreo obiecție în sensul ăsta? Nu, că-mi plac tipicul tu pe eu. Ce mi-a făcut fata asta, dar îmi place la nebunie. Cred că m-am îndrăgostit la prima vedere. Anemona și Florin au mers la un hotel și cei doi tineri au făcut dragoste până dimineața. Oare Anemona și-a găsit jumătatea sau a făcut o greșeală pe care o va regreta toată viața? Ce faci, pleci? Eu? Da, trebuie să-mi făcut ceva. La 6 dimineața. Da, e important. Mai important decât mine? Nimic și nimic nu e mai important decât tine. Minți, vrei să pleci fără să ți-ai rămas bun? Nu. Dormeai așa frumos și n-am vrut să te trezesc. Eu cred că am fost doar o aventură de noapte. Nu, de aici greșești. În data trecută am fost tare special. Tu ești tot respectiv. Minți. N-aș putea să te mint niciodată. Și știi și de ce? De ce? Dar m-am îndrăgostit de tine. Și m-am îndrăgostit de tine. E prima dată când fac dragoste la prima întâlnire, dar n-am putut să-i rezist lui Florin. Și nu cred că am greșit. Cred că ar putea să fie iubirea vieții mele. Îmi pare rău, da, chiar trebuie să plec. Nu, unde trebuie să pleci așa, unde te grăbești? Nu știu, afacere trebuie să-mi văd. Ce afacere? Comerț, import-export. Hai să ne vedem la 12 în fața parcului. La 12 nu pot să lucrez până la 4, că sunt avocat. Hai să ne vedem la 4:30 în fața parcului. Anemona mă face fericit. Sunt mor după ea. Am mai fost îndrăgostit, dar niciodată chiar așa. Anemona nu se poate concentra deloc la muncă. Gândurile tinerei sunt la Florin, iar acest lucru nu-i poate crea decât probleme. Nu, n-am nicio poză cu el, dar e foarte drăguț. Ei, nu, hai că n-am spus că e cel mai frumos bărbat din lume. Am zis doar că e foarte drăguț. Da, am stat împreună toată noaptea. E foarte priceput. Da. Că abia aștept să ne revedem. Ne vedem după muncă, da. O să mă văd cu el. Îmi cer scuze. Nu-i nicio problemă. Poți să vorbești liniștită despre iubiții tăi. Doar ești în timpul tău liber, nu-i așa? Chiar îmi pare rău, nu o să se mai repede. Sper. Ai terminat actele pentru succesiunea domnului Stoica? Mai am foarte puțin de lucru. Păi trebuie să fie deja gata. M-a sunat omul ăla să mă întrebe de ele.
O să le termin cât pot de repede. Te rog să te concentrezi mai mult pe muncă și mai puțin pe alte prostii. Da, da, șef. Sunt mult prea fericită ca să-mi pese de ce spune Mircea. Sunt îndrăgostită și asta e tot ce contează. Puțin mai târziu, Florin se grăbește să ajungă la întâlnirea cu Anemona. Bărbatul abia așteaptă să-și strângă iubita în brațe, însă... Nu te spăra. Ai cumva un foc? Nu am, nu fumez. Da, ia, caută-te, că poate găsești unul. Va ști tu și în primul buzunar? Poate știu. Poliția! Ia mâna de pe mine! Cum m-am mai luat așa de pe zi? Ai răbdare că ți-arăți imediat ce ai făcut, prietene. Taci! Ești bine? Comod? Ia! Ce primă de la mine? Ora! Ce-am făcut? Hai să arăți imediat ce ai făcut. Potolește-te! Ce mai ești vreun pervers sau ce-i? Opa! Opa! Ce sunt astea, prieteni? Nu știu. Mai uite te dat. Nu știu ce sunt. Nu știi? Sunt droguri, mă. Îți arăt și la expertiză. Sunt ale mele. Ale cui să mă, nu le-am găsit la tine în buzunar? Ai pus acolo. Eu? Da. Ia hai la secție să vedem cine ți le-a pus acolo. Dar poate nu-ți ale tale. Las-mă, hai, las-mă, hai, ieși că te-am zis. Polițistul mi-a zis că mă urmăresc de câteva luni și că au dovezi împotriva mea. Știu cum mă ocup cu livrarea de droguri în cluburi. Mi-e gros. Partea cea mai nasolă e că nu i-am cerut un număr de telefon Anemonei și nici măcar nu pot să-i spun. Anemona îl așteaptă în zadar de ceva vreme pe Florin. Tânăra nu înțelege de ce bărbatul nu a venit la întâlnire. Oare declarațiile lui de dragoste au fost Alo? Doar niște minciuni? Bun. Bună, Iulia. Auzi, vrei să ne vedem? Da, nu, nu mă simt prea bine. Nu, Florin n-a venit la întâlnire. Nu știu cum am fost așa o fraieră să... Cred că e ceva între noi. Bine, vrei să vii tu la mine? Bine, mersi. Pa. Nu știu ce a fost în capul meu. Am crezut că Florin mă iubește, că a fost dragoste la prima vedere. Dar el n-a vrut decât o aventură. Atât. Anemona se simte umilită de modul cum Florin s-a purtat cu ea. Oare prietena ei va reuși să-i ridice moralul? Nu mai băga atâta ciocolată, că să te faci cât casa. Nu știu ce, nu o să se mai uite niciun bărbat la mine, nu? O să rămân singură și nefericită, nu? Exact, exact. Știi ce? Sunt deja singură și nefericită, așa că... Ei, și eu sunt singură, dar uite-te la mine, că îmi păstrez speranța. Mă gândesc că într-o zi, cândva, o să se întâmple. Dacă într-o zi, cândva, nu o să se întâmple nimic, nu o să găsești pe nimeni și peste 10 ani o să fii la fel de singură ca acum. Te-ai gândit la asta? De ce ne e așa de greu să ne găsim pe cineva? De ce? Nu știu. Poate facem noi ceva greșit. Da, așa s-ar părea, dar ce? Nu știu. Sau? Poate pur și simplu, noi două suntem prea bune pentru bărbații din ziua de azi. Ai, ai, da, asta-i, asta-i. Poate o să ne facem cât chină. Nu ne mai vede nimeni. Chiar am crezut că Florin e altfel, că e, nu știu, dar n-a dat doi bani pe mine. N-am vrut decât să se culce cu mine și atât. Mă simt așa de umilită. Ce-o mai simți la fel, te înțeleg. Aș vrea să mă răzbun. Să-l fac să sufere. Da, și eu aș face exact același lucru. Da, asta. Da. Numai că nu știu nimic despre el. Nu știu unde stă, nu știu ce telefon are, nu știu unde lucrează. Habar n-am nimic. Ce ordinar. Auzi, dar de ce ne batem noi capul cu asta? Hai să... Și că ai dreptate? Exact, ești prea bună pentru el. Da, eu chiar sunt prea bună pentru Florin. Da, ia mai dă-l încolo. Da, exact. Mergi înainte, vezi-ți de viață. Gata, ești șters cu buretele. Bravo, exact. Exact. Porcul naibii, aș vrea să se zvârculească în chinuri și să supere ca un câine. Îmi pare rău pentru Anemona. E groaznic să fii trădat. Tu îi oferi inima celuilalt, iar el ți-o aruncă la gunoi. Ce a făcut Florin e foarte greșit. Ce cu tine? Că n-am noară spre mine. Nu pot să cred. Sunt însărcinată. Florin e un nenorocit care și-a bătut joc de mine și punct. Și sunt sigură că nici măcar n-ar vrea să fie tată.
Cer o stare să-i mai spun că o iubesc. Am să fac închisoare 6 ani. N-am cum să-i cer să mă aștepte, n-am cum. Anemona este o tânără și frumoasă avocată care respinge tot mai greu avansurile șefului său. Poate ieși mâine în oraș să mâncăm ceva? Mircea efectiv mă hărțuiește. E insuportabil. Crezi că sunt un bărbat atrăgător? Da, iubitule. Da, abia aștept să ne vedem. Am scăpat de Mircea. E convins că am vorbit cu iubitul la telefon. Iar iubitul imaginar devine real. Laura? Poftim? Florin, îmi pare bine. Și mie îmi pare bine, dar nu sunt Laura. Știți ce mi-a făcut fata asta, dar îmi place la nebunie. Cred că ar putea să fie iubirea vieții mele. Însă chiar și cele mai frumoase vise se pot transforma în coșmaruri. Polițistul mi-a zis că mă urmăresc de câteva luni și că au dovezi împotriva mea. Sunt droguri, mă! Nu, Florin n-a venit la întâlnire. Peste câteva zile, Florin a fost eliberat din arest, însă a rămas sub control judiciar. I s-a deschis dosar penal și în curând va fi trimis în judecată pentru trafic de droguri. Salut, Edi. Da, stai liniștit. N-am zis nimic de tine. Dar ai fost suficient de clar și prima oară. E ok, am simțit în gură. Nu, nu trebuie să-mi iau avocat, e ok, mă descurc. Auzi? Am totuși nevoie de ajutorul tău. Că tu ziceai că ai relații, n-ai putea să intervii și să faci dosarul ăsta să dispară. Am înțeles. Bine. Aștept telefon de la tine. Sunt doar un pion în treaba asta cu drogurile. Edi e boss. Și acum mi-a promis că mă scapă de pârnaie, că are relații, că apelează la ele, dar nu pot să știi niciodată. Eu sper să funcționeze. Oricum va trebui să gândesc o recalculare traseu, că nu mai merge cu bagabonțela. Au mai trecut câteva săptămâni. Anemona a încercat să-și reia viața obișnuită și să-l uite pe Florin. Însă trecutul nu-i dă pace. Bă, clientul ăsta din Pitești mă sunt chiar rău de tot. Oh, ne cere să recuzăm judecătorul. Te rog să pregătești actele. Dar demersul e inutil, n-avem nicio șansă. Știu, i-am explicat-o, dar el o ține pe-a lui una și bună. Vrea recuzare. Așa că o să facem exact cum își dorește, că el ne plătește. Bine, așa o să fac. Legat de procesul de la sector 2, să cerem strămutarea procesului. Pe ce motiv? Asta e treaba ta. Găsește tu motiv care să țină. Bine, hai că să văd. Ce-i cu tine? Că nu arăți pe mine. Azi e puțin slăbită. Din ce cauză? Nu știu, cred că am mâncat ceva ce nu l-a prins bine. Să-ți faci niște analize, că nu arăți gruză. Ei, nu am nevoie de un pic de odihnă. Sunt sigură că... Trebuie să te vadă urgent un medic. Nu înțeleg de ce am grețurile astea și mi-e teamă să n-am vreo boală gravă. Sau poate... Nu, asta n-ar fi posibil. Eu am avut grijă când am fost cu Florin, ne-am protejat. Anemona și-a luat liber de la serviciu și s-a dus acasă. Tânăra și-a cumpărat de la farmacie un test de sarcină. Oare care va fi rezultatul? Pentru că am avut grijă. Asta mai îmi lipsea acum. Ar trebui să vorbesc cu Florin, dar nu știu cum să dau de el. În ciuda problemelor pe care le are cu legea, Florin nu a uitat-o pe Anemona. Tânărul e disperat să o găsească.
fost clienta clubului acum câteva săptămâni. O cheamă Anemona, e avocat. Ce să mai zic? Ai vreo poză cu ea? Nu, n-am o poză, dar lasă-mă să ți-o descriu. Okay. E cam așa de înaltă, e brunetă, are ochii căprui, e absolut superbă. Și când se uită la tine, timpul îngheață în loc și ai putea să-mi noți în ochii 1000 de ani. Pare rău, n-am cum să te ajut. Ok, înțeleg. Mersi. Seară bună. Am vorbit cu Barney, am vorbit cu patronul, am încercat să-l descriu pe Anemona și n-am aflat nimic. Tot ce pot să fac acum e să merg la toate casele de avocatură din București și poate și eu o să dau de ani. După aflarea veștii că este gravidă, Anemona nu a putut să doarmă toată noaptea. Ea se află în fața unei decizii foarte dificile și are nevoie de sfatul și sprijinul prietenei sale. Anemona, nu poți să iau decizia asta în locul tău. Da, dacă îl păstrezi, trebuie să te descurci singură, o să fie greu și din punct de vedere financiar și... Nu fac greși din punct de vedere financiar. Pot să mă descurc foarte bine și singură. Am bani puși deoparte, poate să mă ajute și mama. Te ajut și eu. Da, ideea este. E bine să aduc un copil pe lume. Dacă n-are tată, are tată. N-are pe Florin. Poate că o să-l reîntâlnești și... Nu, eu nu mă mai îmbăt cu apă rece. Poate dacă ar afla că e tată, ar face ceva, s-ar implica cumva. Nu, Florin e istorie. Florin e un nenorocit care și-a bătut joc de mine și punct. Și sunt sigură că nici măcar n-ar vrea să fie tată. Dar tu vrei copilul ăsta? Nu știu. Te-ai gândit că poate ești puțin prea tânără ca să fii mamă? Mama m-a făcut pe mine la 21, eu am 26. Da, mă, dar erau alte vremuri. Da, nu știu, poate ai dreptate. Adevărul că eu nu mă simt deloc suficient de matură încât să cresc un copil singur. Dar nici nu mă lasă sufletul să renunț așa la el. Anemona, trebuie să-ți dai seama că un copil îți va schimba viața radical. Gata, cu nopți în cluburi, trebuie să stai acasă, să ai grijă de el. Flăș, poți să-mi găsesc o bună, nu e așa? Asta dacă o să-ți permiți o bună. Să nu uităm că jobul o să fie cam pe planul 2. Așa nu vreau, că pentru mine jobul e foarte important. Și? Ar mai fi o chestie. Mamă singură își găsește mult mai greu un partener. Și că vrei să zici că e mai bine să scap de el. Trebuie să te mai gândești, nu poți să iei așa o decizie de pe o zi pe alta. Mă doare sufletul când o văd pe Anemona cum se chinuie. E foarte greu să iei o asemenea decizie. Nici eu nu știu ce aș face dacă aș fi în locul ei. Se apropie ziua începerii procesului, iar perspectiva închisorii l-a făcut pe Florin să-și schimbe gândurile. Așa... Cum ești? Am avut zile mai bune. Aș vrea să cădem la o înțelegere. Te ascult. Ce înțelegere? Am să-l dau pe Eddie. Da, în schimb. Aș vrea să nu fac nici măcar o zi de pușcărie. Păi hai să vorbim cu procurorul, să vedem ce zice. Că poate e de acord. Dar când te-ai gândit tu să ne-l dai pe Eddie? Că până acum n-ai vrut. Să zicem că m-am deșteptat. Sau ți-a promis Eddie ceva și nu s-a ținut de cuvânt. Da, mi-a zis că mă scapă de părnaie. Da, e numai gura de... Să trăiți, domn procuror. Vă sun în legătură cu băiatul ăsta, cu Florin Iliescu. Vrea să ne-l dea pe Eddie, dar nu vrea să o facă pe gratis. A zis că vrea să-i dăm cu suspendare. Bine, mulțumesc. Mulțumesc. Procurorul a fost de acord doar cu o reducere a pedepsei. 6 ani în loc de 12. 6 ani. Mi se pare enorm. Dar am acceptat. Nu am de ales. Anemona se
s-a gândit mai multe zile ce decizie să ia în privința copilului și, până la urmă, s-a hotărât să nu îl păstreze. Iulia e alături de prietena ei în acest calvar. Iulia, spune-mi, te rog, că nu fac o greșeală. Nu pot. E decizia ta și numai a ta, nu pot să mă bag. Dar am nevoie să mă ajut dacă fac o prostie. Anemona, nu pot să-mi pasez mie responsabilitatea asta. Trebuie să pot să-ți asum ce o să urmeze, înțelegi? Și dacă o să regret? Uite ce, cred că ar trebui să mai amâni un pic decizia asta. De ce? Pentru că e clar că nu ești hotărâtă. Mai ați puțin timp să te gândești, să-ți clarifici lucrurile în minte. N-are sens să mă mai gândesc, să mă mai răzgândesc. Nu, o să o fac. E sigură? Da, vreau să termin odată cu coșmarul ăsta. Hai să mergem. N-am putut să fac. Pur și simplu n-am putut. Am izbucnit în plâns și am refuzat. O să păstrez copilul. O să am grijă de el și o să-l iubesc. Zile în șir, Florin a căutat firma de avocatură la care lucrează Anemona și, până la urmă, a reușit să o găsească. Tânărul vrea să discute cu iubita lui înainte să meargă la închisoare. Am decis să nu mai spun nimic Anemonei. Ce rost are să mai tulbur? Ce rost are să-i mai spun că o iubesc? Am să fac închisoare 6 ani. N-am cum să-i cer să mă aștepte, n-am cum să-i cer așa ceva. Va trebui să uit. Au trecut 6 ani de la ultimele evenimente. Anemona a ieșit la plimbare prin parc cu Florina, fetița ei. Femeia pare fericită și împăcată cu viața ei. Mai vrei un pic de ciocolată, mami? Nu. Nu? Bine. Vrei să mergem la locul de joacă? Da. Hai să mergem. Așa, să scăpăm de asta. Pac! Să mergem! Opa! Te bucuri? Da, bravo! Este așa, așa, așa. E tati. Da, iubitule. Ai aterizat deja? Ai, ești deja acasă! Auzi, ia zi, ce ne-ai adus din Londra? Hai că abia așteptăm să vedem cine ai adus. Nu, noi mai stăm vreo oră așa un pic în parc. Bine, vrei să vorbești un pic cu Florina? Hai că ți-o dau. E tati, vrea pisică. A zis că vrea pisică. Da, măi, știu că lasă păr. Bine. Hai că mai vorbim acasă. Bine. Hai. Bine, love you too. Pa. Sunt mulțumită de viața mea. Am un soț care mă respectă și o fetiță pe care o iubesc enorm. I-am pus numele Florina, după tatăl ei biologic. Câteodată mă mai întreb ce s-a întâmplat cu el. Florina a fost eliberat din închisoare după ce a executat o pedeapsă de 6 ani. Bărbatul este fericit că e din nou liber și și-a jurat să nu se mai întoarcă niciodată. Sau am învățat ce faci. Da. Da, fix acum. Fix acum 15 minute m-am eliberat. Da, sigur, ne vedem la o bere. Hai. Poftim? Nu, Vasile, nu. Nu mai am nicio treabă cu drogurile, ai înțeles? Bă, tu ești nebun. Tu înțelegi, mă, că am făcut 6 ani? A? Și că m-am eliberat adineori? Ia, gata, mă, ia. Ia să nu mă mai sundu niciodată, ok? Hai. Vreau să iau viața de la capăt. Să lucrez cinstit și să stau departe de porcării. Nu mai vreau probleme cu legea. De asta am decis să renunț la toți tovarășii. Ei doar vor să mă tragă în jos. Anemona trăiește o viață lipsită de griji. Soțul ei este potent financiar și îi face toate poftele. Așa că Anemona a renunțat să mai lucreze ca avocat și se dedică doar creșterii Florinei. Ce? Te uiți așa la mine? Este atâta de frumoasă. Ei, lasă că sunt și altele mai frumoase. De tu bine ești cea mai frumoasă. Doamne, știi ce zic eu? Parcă am trebuit să mergem la un control, da. La ochi. Că tu ai început să cam îmbătrânești și să nu mai vezi așa de bine. Nu, e adevărat.
Uite, și cu ăsta, așa, ești cea mai frumoasă? Da. Cu ăsta, tot cea mai frumoasă. Apropo, îți place cadoul meu de la Londra? Da, e foarte frumos. Dar eu am impresia că e mai mult un cadou pentru tine. Așa e. Sincer să fiu, sunt un egoist. Da? Și îți place, domnule, ce vezi? Da. Îmi place cum îți stă în puroul ăsta, da? Îmi place cum îți stă și fără el. Haide aici, pat. Hey, stai și tu puțin, că mai am să mă dau cu un pic de cremă și nici măcar n-am apucat să mă demachiez. Dă-ne plata lor de creme! Sunt plecat de o săptămână! Haide. Mircea e un soț minunat. E tandru, are umor, o iubește pe Florina, deși nu este tatăl ei. Îl respect mult. E tot ce și-ar putea dori o femeie de la un bărbat. Însă nu-l iubesc. Nu-mi stârnește nicio pasiune, nu mă trece niciun fior așa cum simțeam cu Florin. Florin a reușit să se angajeze la o firmă de construcții. Tânărul se pricepe la instalații și vrea să câștige un ban cinstit. Însă destinul îi va juca în curând o farsă. Alo, bună ziua! Florin sunt, instalatorul. Da, mă ajutați un pic că nu vă găsesc adresat. Da, sunt pe morarilor. Aha, și care e casa, că toate sunt cam la fel aici, nu? De câteva zile m-am angajat la o firmă ca instalator. Câștig destul de bine. Acum nu îmi permit absolut orice ca atunci când făceam traf. Da, măcar dorm liniștit. Tu ești instalatorul, nu? Da, Florin. Mircea. Pare bine. Mă grăbesc foarte tare la birou. Ba, e cum intri pe stânga, da? Am înțeles. Vezi că nu e nimeni acasă, nevastă mai a mers cu fetița la cumpărături să parci cam în două ore. Da, o să mă întorc atunci sau? Nu, tu intră și fă-ți treaba. E ok, dacă ai nevoie de ceva, găsești tot acolo în baie, da? Aveți încredere în mine? Da, ești la o firmă cu care am mai lucrat, nu-i problemă. Nu pare un tip dubios și, oricum, am camere peste tot, stai liniștit. Spor la treabă. Mulțumesc. Nu știu de ce, dar parcă îl știu pe Mircea de undeva. Îmi pare cunoscut. Poate totuși îmi joacă memoria niște feste. Florin nu știe că lucrează chiar în casa fostei sale iubite, iar anemona nu știe că instalatorul care îi repară baia este chiar tatăl fetiței ei. Oare destinul va face să se reîntâlnească? Ți-e foame, mami? Da. Da? Vrei să-ți facă mami ceva bun? Ce vrei tu să mănânci? Bibimbap. Bine, hai că-ți fac... Orez cu legumițe, da? Și auzi? Ia, fuga tu la spălat pe mâini. Mami, e un nene în baie. Ce? Stai, nu te sperie, sunt Doreța. Uita la... Florin? Ce e cu tine aici? Nu înțeleg, ai dispărut timp de 6 ani și apar dintr-o dată la mine în baie? Crede-mă, sunt la fel de șocat ca și tine. Cum ai aflat unde stau? Nu știam că ești aici. M-au trimis de la firmă. Ce firmă? Despre ce vorbești? Sunt instalator. M-a angajat soțul tău. A sunat la firmă și m-au trimis aici. Nu cred. Mircea mi-ar fi spus ceva. E probabil că a uitat. Alo? Mircea, e un domn, Florin, la noi acasă, care spune că e instalatorul. Păi și nu puteai să-mi spui și mie? Normal că m-am speriat. Bine, pa. E fetița ta? Da. E foarte drăguț. Mulțumesc. Florina, du-te, te rog, la tine sus, că vin și eu imediat. Cum stă? Câți ani? E treaba ta. Mai durează mult aici? Da, o să trebuiască să vin și mâine. Eu cred că mai bine îți strângi și pleci de azi. Da, te-am sufrat cu ceva? Nu, pur și simplu vreau să pleci. Și eu ce o să-i spun soțului tău? Eu trebuie să termin. Lasă că vorbesc eu cu Mircea, tu strânge și pleacă. Să știi că ai rămas la fel de frumos. Te rog să ieși. Toate amintirile mi-au revenit. Sunt copleșită. Mi-am reamintit de ce m-am îndrăgostit de Florin.
E șarmant, e atrăgător. Nu s-a schimbat deloc în 6 ani. Dar mi-am reamintit și de ce-l urăsc. Pentru că și-a bătut joc de mine. Anemona nu poate să doarmă. Se pare că întâlnirea cu Florina a bulversat-o. Oare dragostea pentru el s-a reaprins? De ce plângi? Nu știu, am o stare proastă. De ce cauză? Nu știu. Pus-mi în brațe. Doamne, liniștește-te. Să știi că te iubesc mult. Mult de tot. Da. Știu și eu te iubesc. Simt că încep să mă reîndrăgostesc de Florin și nu vreau lucrul ăsta. Mircea e soțul meu, el este omul care mi-a oferit totul și nu vreau să-l dezamăgesc. Mircea bănuiește că e ceva în neregulă cu soția lui, însă nu-și poate da seama care este problema. Sec? Da. Cum ești în dimineața asta? Foarte bine. Da? Mhm, ia. Ți-a trecut depresia de seară? E, da, mă apucase și așa. Nu știu ce mă apuc. Da, mă apucase. A. N-ar trebui să-mi fac griji. Nu, n-ai de ce să-ți faci griji. Am înțeles. Da. Dacă ai ceva pe suflet, știi că mie poți să-mi spui orice. Iubitule, n-am nicio problemă. Sunt perfect. Trebuie să mă grăbesc la birou, e deja târziu. La cât terminat? Nu știu, habar n-am, de ce? Mă gândeam că poate mergea și noi la un film. N-am mai stat și noi de mult împreună. Drăguță. Hai că întreb la birou și văd. Te sun, bine? Bine. Ok. Da. Bar, love you. Ciao. Pa. Love you too. Salut, Florine. Hai. Bună ziua. Bună, bună. Cum stai cu... Cât crezi că mai durează? Câteva ore. Azi termin. Da, da. Eu trebuie să plec, că te las în grijă a soției. Anemona, vezi că a venit Florin. Mă apuc de treabă. Nu vrei o cafea? N-aș vrea să te deranjez. Nu e niciun deranj. Bem o cafea? Stăm de vorbă? Îmi povestești ce ai făcut în ultimii 6 ani și cum de nu ne-am văzut? I-am povestit tot. De ce n-am putut să ajung la întâlnire în urmă cu 6 ani? Că făceam trafic de droguri. Că am făcut închisoare. Nu i-am ascuns nimic. În afară de faptul că încă iubesc. Adică vrei să spui? Dacă n-ai fi fost arestat, noi doi am fi fost împreună? Nu știu cum ar fi evoluat lucrurile, dar eu te iubeam. Și îmi doream să fiu cu tine. Și eu te iubeam. Și am crezut că ți-ai bătut joc de mine. Te-am urât pentru asta. Îmi pare rău că te-am rănit. Nu mai contează. A trecut mult de atunci. Pentru mine e ca și cum s-a întâmplat totul chiar ieri. S-au întâmplat multe între timp. Eu sunt căsătorită, am o fetiță. Știi ce mi se pare ciudat? Că nu seamănă nici cu tine, nici cu Mircea. Și ce și mai ciudat e că mi-aduce aminte de bunica. N-are cum să semene cu Mircea pentru că nu e tatăl. Nu? Dar cine e tatăl? Oste, ai spus numele Florina pentru că... Nu, n-are nicio legătură cu tine și cred că e timpul să te apuci de lucru. Cam sta cam mult de vorbă. Da, este pentru că... Nu pot să-i spun adevărul. Nu pot să-i spun că el e tatăl Florinei. Asta ar complica totul. Oricât de greu ar fi, trebuie să-l uit pe Florin. Ieși, lasă-mă în pace, ieși! Am încercat să mă țin tare, dar când mă uit în ochii lui, parcă timpul îngheață în loc. Îmi iubești pe Mircea. E un tip banal și plictisitor. Oricum ar fi el, e soțul meu și nu o să-l înșel niciodată. Nu vreau să-l înșel. Vreau să-l părăsești și să fii cu mine. Doamne, ce doamne, frate.
Nu pot să cred că te-ai culcat cu Florin. Pur și simplu nu cred. Deși de-abia s-au cunoscut, Anemona și Florin au parte de o întâlnire electrizantă. Cred că ar putea să fie iubirea vieții mele. Dar lucrurile se complică pentru Florin. Poliția! Polițistul mi-a zis că mă urmăresc de câteva luni. Sunt droguri, mă! Nu pot să cred. Sunt însărcinat. Și Florin ia o decizie surprinzătoare. Ce rost are să-i mai spun că o iubesc? Am să fac închisoare 6 ani. Trec 6 ani, Florin iese din închisoare și încearcă să-și schimbe viața. Tu ești instalatorul, nu? Da, Florin. Mircea. Pare bine, m-am angajat la o firmă ca instalator. Câștig destul de bine. Florin, ce e cu tine aici? Florin nu a reușit să termine nici azi reparația, așa că va trebui să revină și mâine. Oare face acest lucru intenționat? O să mai dureze mult reparația asta? Mâine o rezolv. Sigur? Sau ai de gând să o mai ții așa încă o săptămână? Te-ar deranja? Sigur că m-ar deranja. Am impresia că vrei să tragi de timp și nu înțeleg de ce. Știu foarte bine de ce. Nu te mai preface. Nu mă prefac. Chiar nu înțeleg ce urmărești. Nu pasă de băiatul ăla, mă. Pasă de tine. Știu? Și am impresia că și ție îți pasă de mine. Dar când mă uit în ochii lui, parcă timpul îngheață în loc. Sunt din ce în ce mai îndrăgostită de Florin și mi-e greu să-i rezist. Anemona este foarte confuză. Tânăra nu știe ce să facă, așa că are nevoie de sfatul prietenei sale. Speră ca Iulia să reușească să o ajute să-și limpezească gândurile. Anemona, trebuie să-ți bagi mințile în cap. Ești femeie măritată, ai un soț minunat care te iubește. Ce mai vrei? Da, dar eu nu-l iubesc pe Mircea. Și știi foarte bine că nu l-am iubit niciodată. Și ce vine are săracu? S-a purtat mereu ireproșabil cu tine. Dar eu ce vine am că simt ce simt pentru Florin? Hm? Tu crezi că eu pot să-mi ignor așa pur și simplu sentimentele? Poți! Trebuie să poți! Dar de ce trebuie? De ce nu pot să mă bucur și eu de dragostea lui Florin? Pentru că e greșit, Anemona, pentru că o să suferi și tu, și Mircea, și Florin, și toată lumea. Dar nu, n-ai de unde să știi chestia asta. A, știu, Anemona, știu, pentru că prin asta am trecut și eu. M-am lăsat dusă de val și acum uite-te la mine, singură și divorțată. Asta vrei? Dar de unde știi că la mine o să se întâmple la fel ca la tine? Anemona, te rog eu, fii lucidă. Mircea nu se compară cu Florin. Florin e un instalator, un pușcăriaș. E tatăl Florinei. Mircea e adevăratul tată. El a crescut-o și el i-a oferit tot ce a putut să-i ofere. Florin, ce poate să-i ofere Florin? Știu. Ai dreptate. Trebuie să-mi revin. Nu o să o las pe Anemona să facă greșeala pe care am făcut-o eu. Am fost căsătorită cu un bărbat care mă iubea și mă respecta, dar totul s-a dus de râpă când un tip mi-a sucit mințile. Credeam că e marea mea dragoste, dar a fost doar o amăgire. Anemona a luat decizia de a-i fi credincioasă soțului și de a-l uita pe Florin. Oare chiar va avea tăria să renunțe la bărbatul pe care îl iubește? Știu că am promis că mergem astăzi la firmă. N-am putut să scap mai repede la birou. Ei, lasă că mergem altă dată. Nu te superi. Nu mă supăr eu pe tine. A fost delicios, da? Delicios, na. Mm. Mersi mult de masă. Să-ți fie de bine. Mai vreau. Da, bă, apropo, unde e Florina? A, s-a băgat la somn. Era obosită și doarme deja, că a alergat prin grădină toată ziua. Draga de ea. Auzi? Da. Știi ce vreau să te rog? Aș vrea să-l sun pe instalator și să-l concediez. De ce? Pentru că e un incompetent. Nici azi n-a terminat de lucrat. Poate fi ceva mai complicat, de aia durează mai mult. Nu. E un nepriceput. Oricum, eu nu vreau să-l mai văd pe aici. Ok. O să-l sun mâine.
Mulțumesc. Gata. Am încheiat capitolul ăsta din viața mea. Florin e istorie. De acum înainte o să trăiesc fericită și liniștită alături de familia mea. A doua zi, Mircea l-a sunat pe Florin și l-a anunțat că nu mai are nevoie de serviciile lui. Acest lucru l-a nemulțumit pe bărbat, care nu vrea să se împace cu gândul că nu s-o mai vadă pe Anemona. Da, domnul Mircea, imediat, acum. Fix acum am parcat. Da. Stai pic, poftim. Păi, nu-i păcat că azi terminăm. Da. Am înțeles, da. Eu vă mulțumesc oricum, da? Da. Ok, numai... Nu mă dau bătut. N-am să renunț la Anemona. Și știu că n-a fost nimic întâmplător. Suntem făcuți unul pentru celălalt. Florin nu a acceptat să renunțe la Anemona. A mers la ea acasă și a așteptat ca Mircea să plece la muncă. Apoi... Ce e cu tine aici? Vreau să vorbim. Ce să vorbim? Nu mai avem ce să vorbim. Anemona, te rog. Florin, du-te la tine acasă și lasă-mă pe mine în pace să-mi văd de viața mea. Nu pot să fac asta, Anemona. Suntem surtiți să fim împreună. Ești complet nebun. Hai, nu te mai preface, știu cum mă iubești. Nu e adevărat. Mă vrei la fel de mult cum te vreau și eu pe tine. Delirezi. Nu-l iubești pe Mircea. E un tip banal și plictisitor. Oricum ar fi el, e soțul meu și nu o să-l înșel niciodată. Nu vreau să-l înșel. Vreau să-l părăsești și să fii cu mine. Florin, tu te auzi ce tâmpenii scos pe gură? Știu că și tu mă iubești. Te rog, fă ce-ți spune inima. Inima mea îmi spune să te car de aici. Lasă-mă! Vom fi împreună. Simt că ăsta e destinul nostru. Întâlnirea cu Florina a tulburat-o foarte puternic pe Anemona, însă tânăra încearcă să se opună dorinței de a fi cu Florin. Despre noi. În curând. Când? Cât
câteva zile. Azi. Vreau cât mai repede pe bune. Vreau să mă mutăm împreună cu fetița noastră. Și eu vreau. Nu? Anemona mi-a zis adevărul despre Florina. E fetița noastră. Nu vine să cred. Sunt tată. Anemona vrea să-i spună lui Mircea adevărul. Ea speră că soțul ei își va da acordul pentru divorț și că despărțirea lor va fi fără scandal. 4, 3, 2, 1, ce? Ha! Te-am prins! Te-am prins, tati! Vino, vino, tati, vino, Loba! Puteți să mă opriți un pic? Ce? Ce spui? Florina, iubita mea, tu te rog până la tine în cameră, că vreau să vorbesc ceva important cu tati. Bine, mami. Mersi. Te prind! Te prind, tu te-aș ascunde-te, vine și vine tati și te prinde! Ce e, dragă? Mircea. Ina. Vreau să zic că... Adică... Ce? Vreau să zic că nu mi-e ușor. Pare așa îngrutată, zici că e ceva grav, ce s-a întâmplat? Tu știi că tu ai avut mereu un loc în special în inima mea, că... Așa, dar ziu, tată! Să știi că n-aș fi vrut să se ajungă la treaba asta. Chiar dar pur și simplu s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Despre ce vorbești? Vreau să-ți spun că... Da? Spune odată! Am luat bani din contul firmei fără să-ți cer voie și e o sumă mare. Și mi-am luat o geantă. Eu chiar credeam că ești grav bolnav. Dar nu e amuzant. Mă simt foarte prost că ar fi trebuit să-ți cer voie. Dacă n-ai băgat firma în faliment, chiar nu contează. Adică, eu acum, Anemon, tu chiar meriți orice poșetă. Mulțumesc. N-am putut să-i spun. E mult mai greu decât mă așteptam. Și când l-am văzut cât de frumos se juca cu Florina, nu mai sunt atât de convinsă că vreau să divorțez. Anemona și-a dat întâlnire în parc cu Iulia, prietena ei. Tânăra trăiește într-o tensiune foarte mare și simte nevoia să-și descarce sufletul. Nu pot să cred că te-ai culcat cu Florin. Pur și simplu nu cred. Da, Iulia, dar iubesc. Sunt îndrăgostită de el până peste cap. Efectiv, nu m-ai ascultat. Nu, pentru că Florin e minunat. Și chiar m-am hotărât. Eu vreau să divorțez, vreau să-mi iau fetița și să mă mut cu el. Poftim? Stai așa puțin, că una e să ai o aventură și alta e să ajungi la divorț. Tu te-ai gândit așa măcar un pic? Da. Nu știu. Cred că da. Nu știu. Anemona, uite-te la tine. E clar că habar n-ai ce vrei să faci. Ba știu. Îl vreau pe Florin. Cred. Adică, ideea e că nu vreau să-l fac pe Mircea să sufere. Dar îl iubesc pe Florin. Gândește-te, avem o fetiță împreună. Am putea fi familia perfectă. Nu face asta. O să regreți. Ba nu. Florin mă iubește și vrea să fie cu mine. Nu se compară cu fostul tău amant. Ești tu așa de sigură? Da. Florin o să mă facă fericită. Trebuie doar să-mi găsesc curajul să îi spun lui Mircea că vreau să divorțez. Așteaptă un pic. Cântărește atent consecințele. Bine, o să mă mai gândesc. Anemona face o greșeală. Florin nu e bun pentru ea. Mircea e bărbatul potrivit. O să încerc să-i salvez căsnicia. Chiar dacă Anemona o să mă urască pentru asta. Mă înșeală? Câte zile de spitale să reveste? Vreau să dispară definitiv. Ajutor! Pentru ce ai făcut avocatului? Dar de data asta de să plătești. Fac griji pentru o prietenă, că nu-mi răspunde la mesaje, nu-mi răspunde la telefon, nici la mail-uri. Oh. Își face griji pentru amantul ei. Ai fost în stare să angajezi un ucigaș să scape de el? Să știi că sunt dispus să-ți uit mica escapadă. Atunci când se aștepta mai puțin, Anemona își întâlnește marea dragoste. Cred că ar putea să fie iubirea vieții mele. Dar lucrurile se complică pentru Florin. Sunt droguri, mă!
condamnat la 6 ani de închisoare și neștiind că Anemona e însărcinată, Florin își trădează inima. Ce rost are să-i mai spun că o iubesc? Am să fac închisoare 6 ani. Trec 6 ani, Anemona se mărită cu șeful ei, Florin își ispășește pedeapsa, se angajează ca instalator la o firmă și într-o zi... Florin, ce e cu tine aici? Nu iubești pe Mircea. Un tip banal și plictisitor. Oricum ar fi el, e soțul meu și nu o să-l înșel niciodată. Doamne, ce domnă să fiți eu. Și mie. A doua zi, Mircea a terminat munca la birou și merge spre casă. Însă un telefon îi va întoarce viața cu fundul în sus. Bună, Iulia! Uite, bine fac. Tu ce faci? Mă înțeleg bine. De ce mă întreb? Poftim? Mă înșeală? Da. Tu de scos mă minciuna asta, mă, Iulia, mă. Mă înșeală? Cu cine mă înșeală? Cu instalatorul. M-a sunat Iulia să-mi zică că Anemona mă înșeală cu Florin instalatorul. Că e asucită la mințele, că e confuză, s-o iert. N-are cum, adică n-are cum, adică Anemona mea n-ar face așa ceva. Mircea e disperat să cunoască adevărul în legătură cu soția lui. Așa că a doua zi, bărbatul nu s-a mai dus la muncă, ci și-a urmărit pas cu pas soția. Oare Anemona chiar îl înșeală? Iulia nu m-a mințit. Anemona chiar mă înșeală cu instalatorul. Aș putea să divorțez și să-mi văd de viață, dar nu pot să concep viața fără Anemona. Da, singura soluție e să-l elimin pe amant. Câteva ore mai târziu, Mircea a apelat la agentul Lori, un interlop, pe care avocatul l-a apărat în mai multe procese penale. Aceasta pare omul potrivit pentru rezolvarea unor treburi murdare. Vreau să-mi faci un serviciu. Sigur că da, Mircea. Orice, doar mai salvat atar de la pușcărie. Să-l rezolvi pe tipul ăsta. La cine să? Unul care m-a deranjat foarte tare și ar vrea să-i dăm o lecție. Se rezolvă. Câte zile de spitale să are? Nu vreau să-l bagi în spital. Vreau să dispară definitiv. Ce ți-a făcut ăsta așa de grav? Mă ajut sau apelez la altcineva? Cum dau de el? E instalator. Lucrează la firma asta. Înțeleg. Ai vreo cerință specială? Nu. Doar să dispară cât mai rapid. Am ajuns la crimă ca să-mi salvez căsnicia. Însă nu regret. Anemona merită orice. Gelu a acționat rapid. L-a găsit pe Florin, l-a băgat cu forța într-o mașină și l-a dus într-o pădure la marginea Bucureștiului. Acum, viața tânărului atârnă de un fir de ață. Ajutor! Deci nu știu ce ai făcut avocatului, dar de data asta trebuie să plătești. Te pup, Mircea. Uite aici, la un picnic, cu prietenul nostru. Da. Păi, deja n-am prietenit, ce crezi? Mai are puțin. Hai, te sun când termin aici. Hai, te pup. Mi-am făcut treaba. Săracul. Băiatul încă se zbătea când l-am îngropat. Se ruga de mine să nu-l omor. Mi-era și milă de el. Nu cred că avea mult de 30 de ani. Păcat. Reușit să-l contacteze pe Florin de mai mult de 24 de ore. Femeia începe să se îngrijoreze pentru că nu înțelege ce s-a întâmplat cu iubitul ei. De ce s-a întâmplat? Ce ești așa agitat? Nimic.
nimic, îmi fac griji pentru o prietenă că nu-mi răspunde la mesaje, nu-mi răspunde la telefon, nici la mail-uri. Mm-hmm. Nu știu, mă îngrijorează. Crezi că a pățit ceva? M-o fi leșinat prin casă? Ei, sper că nu. Poate să sun la poliție, să verifice apartamentul. Nu, lasă că mai bine mă duc la ea. Iubita, până se termină filmul mă întorc, da? Bine. Vrei să venim cu tine? Nu. Nu, lasă că mă descurc singură, mersi. Oh, își face griji pentru amantul ei. Se grăbește la el acasă și el nu mai e. Angajeze un interlop ca să-l ucidă pe Florin. Mi-e greu să cred. Și chiar dacă ar fi aflat că-l înșel, tot n-ar fi avut dreptul să facă așa ceva. Anemona e hotărâtă să-și confrunte soțul în legătură cu ce i s-a întâmplat lui Florin. Oare Mircea își va recunoaște vinovăția? Mircea! Mircea! Tu ai plătit pe cineva să-l omoare pe Florin? Poftim. Vreau să știu adevărul. Ai fost în stare să angajezi un ucigaș să scape de el? Anemona, eu cred că tu ai luat-o razna. Despre ce vorbești? Lasă prefăcătoria. Hai să vorbim deschis. Sau nu ești suficient de bărbat pentru asta? Dacă te întorci la mine și redevii soție fidelă, să știi că sunt dispus să-ți uit mica escapadă. Nici nu mă gândesc. Îl iubesc pe Florin și o să rămân cu el. Atunci divorțez, îți iau fetița și te dau pe ușa afară. E să știi că nu mi-e frică de amenințările tale. Ar trebui să-ți fie frică, mă știe toată lumea, am relații peste tot, de la judecător până la ultimul polițist. Nu te pui tu cu mine. Ce zice Anemona de propunerea mea? O accepți? Da. Mă bucur că ne înțelegem. Uite, asta e pentru tine, că ești o mamă așa de bună și o soție fidelă. Nu sunt un ticălos. Sunt un bărbat care ar face orice pentru a nu pierde. Și nu vreau să-mi pierd familia. Este bunul meu cel mai de preț. Au trecut câteva săptămâni de la ultimele evenimente. Anemona și-a ținut promisiunea și nu a mai luat legătura cu Florin. Sau, cel puțin, așa i-a lăsat impresia lui Mircea. Hai, Florina, că trebuie să mergem. Hai, iubita lui mami, hai că ne grăbim. Unde mergem? Mulțumesc, mami. Mergem în excursie. Dar, tati, de ce nu vine cu noi? Pentru că tati are treabă la birou. Hai. Okay? Da. Așa. Hai, iubita, hai. M-am pregătit.
divorțat pe Florin și am redevenit o soție model. Doar așa am reușit să îl păcălesc pe Mircea și să fug. Eu, Florin și fetița noastră vom începe o viață nouă departe de Mircea și de relațiile lui. Mircea nu bănuiește nimic. El se întoarce de la birou și este încredințat că soția le așteaptă cu masa pusă. Însă, de această dată, se înșală amarnic. Iubita, am venit! Anemona! Florina! Anemona! Florina! S-a fugit. Da. Sigur a ajutat-o și Florin. Vreau să-i găsești. Cum adică nu te faci? Gelu. Ascultă-mă. Spune o sumă. Îți dau oricât. Da, îți dau. Dar te rog să-mi aduci fetița acasă. Adio, fraiere. I-am oferit Anemone o a doua șansă și a ales să mă trădeze. Și acum o să plătească. Din păcate, cei doi iubiți și fetița lor nu au reușit să ajungă prea departe. Cu ajutorul surselor lui din poliție și din lumea interlopă, Gelu a reușit să-i găsească repede. Și să-l înfruntăm pe Mircea. O să mergem la poliție și o să depunem plângere. Anemona și Florin au avut dreptate să aibă încredere în oamenii legii. Aceștia și-au făcut datoria și i-au arestat pe Mircea și pe Gelu, complicele lui. Voi înțelegeți, e o greșeală! E o greșeală! Bă, vă dau o judecată zburat! Zburat să vă duc de la locul de muncă, de luna, vedeți? Bă, mi-o ajunge dracu noi! Mi-au dat manda de arestare pe 30 de zile. Acuzațiile sunt destul de grave. O să stau mulți ani la pușcărie. Sunt vinovat. Au trecut câteva luni. Anemona, Florin și fetița lor sunt o familie fericită. Femeia a divorțat de Mircea.